Episcopia de Vejiu-Hunedoarei anunță că înmormântarea preasfințitului Părinte Gurie va avea loc la Deva în ziua de sâmbătă 23 octombrie. Înmormântarea preasfințitului Părinte Episcop Gurie se va oficia începând cu ora 12, după săvârșirea Sfintei Liturghii Arhierești, cu începere de la ora 9:30 de la Catedrala Episcopală Sfântul Ierarh Nicolae de pe strada Avram Iancu, acolo unde este depus corpul neînsuflețit. Vineri seara, un sobor de preoți în frunte cu un alt preasfințitul Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a oficiat slujba de priveghi și s-au rugat pentru ca sufletul preasfințitului Gurie, episcopul de Vejiu-Hunedoarei, să fie așezat de bunul Dumnezeu în ceata dreptilor. Preasfințitul Părinte Gurie, episcopul de Vejiu-Hunedoarei, a încetat din viață joi, 21 octombrie, după un stop cardiorespirator apărut în urma complicațiilor provenite de la îmbolnăvirea înaltului prelat de COVID-19. Acesta era internat la spitalul din Deva și urma să fie transferat la Târgu Mureș cu elicopterul, dar inima episcopului a încetat să bată înainte de transport, iar eforturile medicilor de a-l resuscita au fost zadarnice. Pe numele său de Mirian Gore Georgiu, Părintele Gurie avea 52 de ani și păstorea Episcopia Devei și Hunedoarei de la înființarea acesteia din octombrie 2009. În semn de înaltă prețuire pentru memoria episcopului de Vejiu-Hunedoarei, sâmbătă 23 octombrie va fi zi de doliu în județ. Steagurile vor fi arborate în Bernă pe frontispiciile instituțiilor publice, iar evenimentele cultural-sportive ar putea fi amânate în funcție de decizia fiecărei unități administrativ-teritoriale hunedorene. Totodată, cu ocazia funerariilor preasfințitului Părinte Gurie în municipiul Deva, se va restricționa circulația autovehiculelor pe strada Avram Iancu cu tronsonul de la intersecția cu bulevardul Decebal până la intersecția cu strada Andrei Șaguna, începând de vineri 22 octombrie orele 22 până sâmbătă 23 octombrie orele 16. Conducătorii auto sunt rugați ca în perioada mai sus menționată să folosească pentru accesul cu autovehicule traseele Aurel Vlai cu Andrei Șaguna, Iuliu Maniu și respectiv Avram Iancu accente sever, bulevardul Decebal. Dumnezeu să-l odihnească în pace pe preasfinția sa Gurie, episcopul de Vejiu-Hunedoarei.